Poliția română își schimbă uniforma și renunță după 20 de ani la echipamentul depășit cu pantalon cu dungă, pantof cu toc și cămașă. Agenții vor alerga acum după infractori în ținute practice din materiale care nu se șifonează și bocanci comozi. Un set complet care include și ținutele pentru ceremonii costă peste 7.000 de lei. Astăzi la Câmpina, absolvenții școlii de poliție au prezentat noile costume. Fiecare polițist va primi 6 ținute noi, 2 pentru serviciu și 4 pentru ceremonii. Uniforma include tricouri, costume de corp termice și ciorapi. Polițiștii sunt însă fericiți că noile uniforme sunt practice. Vor purta șapcă, beretă, fez sau căciulă după preferințe. Fabricate din materiale sintetice, pantalonii și bluzoanele de intervenție sunt comode. Nu se șifonează, nu trebuie călcate, se spală ușor. Avem geaca reflectorizantă, specifică anotimpurile reci, toamnă, iarnă. Pe dedesubt am tricou, tot cu elemente reflectorizante, pantalonii tactici foarte lejeri și foarte elastici ne permit să acționăm în orice moment, bocancii tactici ne acoperă glezna foarte bine. Așa arată ținuta în care vor patrula polițiștii pe stradă. Este mult mai vizibilă și mai comodă, spun ei. Am patrulat tot timpul cu acel pantof cu toc, care te nenorocește, ca să nu mai spun să arăt după hoț, într-un pantalon cu dungă, de parcă plec la nuntă pe românește, în loc să am un pantalon tactic pe mine, elastic. Materialele folosite sunt mai călduroase, iar hainele au tot felul de accesorii care îi ajută pe agenți. Pe echipamentul tactic se așează bodycam-ul, stația, iar pe centura tactică, armamentul, cătușele, spray-ul și bastonul telescopic. Chiar geaca este mai scurtă puțin în față, astfel încât, în momentul în care dorești să scoți unul din mijloacele din dotare, să nu se oprească în centură. La capitolul uniforme pentru ceremonii, Ministerul de Interne s-a întrecut pe sine. Polițiștii vor primi palton, pardesiu, costum de stofă și haină de ploaie. Pantofii de damă se înalță cu 2 cm, astfel că tocurile vor avea 7 cm. Chiar dacă sunt din stofă, hainele sunt lejere, ne asigură cei care le vor purta. În principiu, croiul, să zicem că se așează mult mai bine față de vechea uniformă. Distribuirea noilor costume pentru cei 55.000 de polițiști din țară se va face treptat, așa că în următorii 2 ani vom vedea pe străzi atât agenții în uniforme noi, cât și în cele vechi.